Salutare, prieteni, bine ați venit pe canal. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea din ultima perioadă și vă urez vizionare plăcută. Nu uitați să apăsați butonul de like la acest video. O să vă explic pe scurt ce se întâmplă mai exact cu această serie de faze tari din Rust. Ideea e în felul următor. Avem faze tari cu streameri, cu streameri cunoscuți, cu streameri mai puțin cunoscuți. Dacă ai și tu faze tari, poți să mi le trimiți pe Discord, ai canalul în descriere, mă contactezi acolo și apoi, dacă faza ta o consideri o tare, să apară în următorul episod de genul. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe dacă ești nou și hai să vedem. Pe băiatul ăsta, cred că îl cheamă Aidan, Aidan, nu știu exact. E un băiat super mic, am văzut că are o grămadă de faze. În faza asta, de la Binken, ajunge Binken și cu EOK, ajunge să aibă EK. Ia uitați aici, cât de tare e băiatul ăsta. Și cât de chill e la campat. Da? Binken a aruncat frumos, ei erau doi, băiatul de aici cu Pacao. I-a dat mare Binken celuilalt, care nu a murit. Ăsta nu știu ce făcea de aici, sincer. Paletă. Lutează AK-ul foarte repede. Cine al doilea? Jos. Perinși tot ce vrea. 8 HP. 8 fucking HP. Bulan total. Bulan total să aibă un timing atât de bun. Două seturi de full high qual cu un Binken și un EOK a folosit. Multe gloanțe, încă un set, serinci, tot ce-i trebuie. Și încă un AK, deci două AK-uri. Așa, în faza următoare l-avem pe Carlito sau ceva de genul ăsta, o cheamă băiatul ăsta, cred că e spaniol. Aruncă un Binken. Are pistolul ăsta M9 sau cum îl cheamă. Foarte bun la fire rate. Aici are 2 player. Ăsta cel puțin pare full gear. Celălalt nu știu ce să zic. Mortoaca, 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 va fula cecu. Bună. A bătut pe primă. Te queda otro, ¿eh? Lo sé, lo sé. Creo que lo he matado. Și celălalt era Muerto al otro, full muerto al gear. otro. Va fula cecu muerto. Igual te queda otro, ¿eh? Ten Am cuidado. 2 full Aquí lo gear tienes și cu bien. AK-uri. Ia uitați. Full gear, AK-uri, ziduri, Python, lanțe, tot ce trebuie. Ojo, secur. Easy, Tengo easy. split, bro. Și Arriba. ăsta ce avea? Ah, AK și ăsta. Cubro, cubro, cubro. Următoarea fază, avem o fază, un play foarte bun. Nu știu dacă playerul de aici era solo sau nu. Nu dau seama exact că au mai venit. Imediat vedeți. Double headshot, MS. Da, i-a dat două capuri. Double headshot. Ok. Îl pușează. L-a bătut. Era la farmat ăsta. Așa. No. Auzi Heliu. A oprit Heliu. Did it land? Deci fiți atenți, eu vă întreb și pe voi. Care fază o considerați faza acestui episod? Eu pe asta și pe încă una sunt încă în dubii. Full gear, da? Fac jos. La era AK. Ăsta avea Tommy. Tommy, cred, sau custom. Nice, dude. I-a văzut pe amândoi. Acum nu știu dacă ăsta era cu ăștia lanț. Puțin probabil. Fiți atenți la asta. Fiți atenți la asta. Fiți atenți aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 fucking K de cum se cheamă, de gunpowder plus cea mai căzut jos. Plus cea mai căzut jos. 1, 2, 3, 4, 6, 7. O grămadă. Deci cred că 20 de K de GP a fost în capul ăla. Capul ăla 2 de fapt. Faza următoare.
Vine cu acest băiat, e 1 versus 1 versus 4, face un door camp cu pistolul magic. Care zici că e laser la cum trage. Pe el mort. Observ în video ăsta că calitatea videourilor este foarte proastă, ele scot de pe Twitch sau de unde se ele clipuite, nu știu, o să caut o altă soluție. Calitate mai bună. Da. Mamă, ce foială era în bază la aia. Panică, 100. Pară, 1, 1. Așa s-a prins și semi-auto. Dar i-a pișat bine de tot. Ohmazi îl cheamă băiatul. Ohmazi. Următoarea fază e Coconut. Cine nu-l știe, îl găsiți pe Twitch, are niște live-uri interesante. Aici se juca cu Trausi, sigur. Trausi? Încearcă o mare, mare schemă, C4 pus pe Helio nou și le iese. Și se apropie. Uitați cât de aproape, cât skill pe Trausi să-l apropie atât de mult. Și aici nu știu câți erau, 1, 2, 3, 4, 5. Foc. I did it! Dar nu mi-am dat seama unde a pus ăsta C4. I did it! Is it gonna blow up? Prea tare. They're jumping off! Oh my god! Oh my shit! Oh my god! Holy fuck! Da, prea tare. În următoarea fază îl avem pe Shaki, care e un nebun. S-a părut fanii rage-ului, așa că ia, ascultați-l aici. E deliu ăsta e deliu în acțiune. În următoarea fază avem un raid organizat de 3 băieți cu rachete. Un raid aerian, să zicem așa. Care mi se pare foarte interesant pentru starter base-uri de genul ăsta, dacă ai rachete să spargi bazele asta. Ia uitați. Bă. Deja e tot open. Da, s-a terminat. Johnny nu-l cheamă cu băiatul ăsta, aparent. Următoarea fază. Îl avem iar pe puștiul ăsta, care a aruncat un mare F1, o grenadă F1. Și a aruncat-o, fiți atent, nu știu dacă i-a bătut el pe toți. Nici lui nu-i vine să creadă. Deci a aruncat o grenadă F1. Îmi place cum faci. Aiden îl cheamă. Ia uitați. A două, trei corpuri. Ia uitați câte AK-uri aici. E tot băiatul ăla cu play-ul la bun. Play-ul la bun cu Binkeno. Cele calitatea video de ce. În următoarea fază îl avem pe băiatul ăsta. Bow, deci arc versus două arme automate, LR și nu mai știu ce arme, să vedem. Mare hit. L-a dat jos, LR-ul de jos. Apple ăsta din nou. Mare play. Ăsta e adevăratul Legolas. Doar că acum ratează mult. A gândit bine să ia carul. Și da, un play foarte frumos. A uitat. Cât de cât full băieții aia cu componente. Erau la drum, cred că l-a făcut componente. Vedem? Da.
Ok, pe acum. Da, următoarea fază e un play destul de reușit. Destul, foarte reușit de fapt. Tot cu Ewoka. Îmi place skin-ul ăsta de piatră, e foarte... Hai, cu miere. Nu l-am mai văzut. Fuck, la semi. Where is he? I'm running away. Semi. I'm here. Ia bătut. Bătut pe toți. S-a făcut liniște în bază. Quacks. De asta chat e frumos, Rastu. Tot timpul poate să-ți iasă o fază din asta care e fucking incredibilă. Please, we got all loot of trainer. What is it? You see? Someone clipped this. Prietenii lui, mă mir că prietenii lui nu zic nimic. În faza asta, nu mai știu cum cheamă băiatul ăsta, vedem imediat. E un mare bug aici. Cum intră scientistul Heavy, peste ei zici că se apleacă așa cumva. Atenți, fiți atenți. Oh my god! I-a dat instantul ăla. Următoarea fază, cred că o știți deja de pe fazele astea care mai apar pe YouTube, mulți din voi. Eu cred că băieții ăștia i-au găsit pe ăia jos, clanul ăla cu SP, cu cheat-uri cumva. Nu ai cum să știi tu că cineva s-ar ascunde. Mama. S-ar ascunde aici jos, serios. Uitați, vezi 1, 2, 3, 4, 5, 6 player, 6 player și uitați-vă ce au pe ei. Mai putea să știi tu că ăștia sunt jos pe fundul oceanului. Serios. Bro, farta pe ea, farta pe ea. Nu. Ia uitați ce au ăștia pe ei. Eu înțeleg, oamenii încearcă să găsească soluții mai safe, dar asta e de tot. Mi-au găsit ei aici. Eu mie, mai cu altă. Ia uitați. Ia tu corpul. Cum explică băiatul ăsta că i-a găsit? El cuzin că mor. What the fuck? Quanta e? Te ctem de aua. Me do? Ce te fătă? Me do? Întrebarea mea e și ăștia, cum au ajuns pe fundul oceanului? Fără să poată aibă din asta de costum. Fără costum. Cum am ajuns fără costum? Con un Warven level 3? Con un Warven level 3, chaval. Deci unul din ei nu are costum. Doar unul are, cred. Da, aici avem... Nu știu cum a ajuns racheta aia, nu știu, din clipul ăsta nu-mi dau seama. Ori era într-o cutie singură. Ideea e în felul următor. Că... Băieții au aruncat multe pietre și au împins în coace racheta, ia uitați. Mi se pare o idee bună de ștept. Ia. Foarte reușită. Prea tare. Era doar una, cred. Au trei câte erau. Aici avem un door camp reușit, băieții ăștia cred că și-au făcut o bază de raid. Fiți atenți ce am eu în bază. Pac. Tommy. Așa. Seceluri. 39 de seceluri. 39 de fucking seceluri. Sigur era o bază de raid, că altfel nu. Ce mai vrei? De asta merită tot timpul să campez orice prostie. Deci eu nu sunt anti-campat. Nu-mi place nici eu să fiu campat, dar ăsta e jocul. Da,
Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook, unde vreți voi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă aveți clipuri, căutați-mă pe Discord, aveți link-ul în descriere. Mă găsiți tot timpul acolo pe canalul de Discord al meu. Vă aștept la următorul episod. Pa, pa!